cum știți, vine la ora 10 la sediu Agenției de Dezvoltare Regionale Centru de la Alba Iulia. Am semnat contractul de finanțare pentru proiectul reabilitare ziduri și turnuri de fortificație medievală. Un proiect de 26 de milioane de lei, aproximativ 6 milioane de euro. Un proiect foarte important care, pe lângă faptul că ne ajută să conservăm trecutul istoric, deosebit de bucat și important al municipiului, va permite și creșterea gradului de atractivitate turistică a municipiului Mediaș. În etapa următoare urmează să demarăm procedurile de achiziție publică. Am format astăzi în ședința de lucru echipa de implementare a proiectului. Sperăm ca în această toamnă, undeva prin luna octombrie, cel târziu noiembrie, contractul de execuție lucrări să fie achiziționat și semnat și imediat să începem să lucrăm. Proiectul va trebui să-l terminăm până la sfârșitul anului viitor și cred că avem capabilitatea să facem acest lucru. Sigur, vorbim de o sumă destul de importantă, adăugată și la celelalte proiecte care s-au realizat în municipiul Mediaș și, în primul rând, le-aș aminti pe cele cu finanțare europeană, contract proiectul de apă canal, de reabilitarea infrastructurii de apă canal, proiectele Ecosal, proiecte și alte diverse proiecte. Una peste alta însumează până acum peste 67 de milioane de euro atrași în municipiul Mediaș. Dacă la acestea adăugăm și proiectele făcute cu bani guvernamentali, deci sunt surse extrabugetare, sunt alți bani decât ai municipiului Mediaș și aș aminte aici blocurile, anele de pe strada Predeal, blocurile de locuințe construite pe strada Luncii, reabilitarea termică a blocurilor, a blocurilor de după zid, reabilitarea termică a unor școli și licee din municipiul Mediaș, sala de sport pe care am construit-o. Asta înseamnă încă 7 milioane de euro, deci practic aproximativ 75 de milioane de euro atrași din surse extrabugetare în ultimii 6 ani. 75 de milioane de euro, asta înseamnă 3 bugete ale Mediașului, bani care au venit în ultimii 6 ani în municipiul Mediaș, nu neapărat prin grija și munca mea, ci a echipei din primărie, a funcționarilor publici care s-au implicat și cărora le mulțumesc în mod deosebit pentru acest lucru. Nu în ultimul rând, mulțumesc și cetățenilor care au înțeles importanța executării unor astfel de proiecte și nu pot să fac referire decât la ultimul fapt, cetățenii de după zid care au înțeles necesitatea eliberării terenului pentru începerea construcțiilor. Nu ne oprim aici, în noua strategie de dezvoltare a municipiului Mediaș, deja am identificat o serie de proiecte pe care vom începe să le scriem imediat cum vom avea și axele de pe care se alocă de alocarea banilor.